Bun găsit la o nouă oră de educație tehnologică și aplicații practice la clasa A6 a 6 Vă propun o activitate de învățare prin care veți dobândi competențe pentru alegerea căilor și a mijloacelor de transport în vederea planificării unei călătorii. Pentru o călătorie reușită, este important să stabilim de unde se pleacă localitatea de destinație, traseul pe care se face deplasarea și mijlocul de transport, ținând cont de tipul de transport, confort, securitate, preț, număr de persoane care călătoresc. Putem afla detalii despre deplasarea cu autoturismul pe site-ul distanța.ro. Scriem localitatea de unde plecăm, apoi localitatea de destinație. Pe hartă apare marcat un posibil traseu de la Iași la Reșița, așa cum am stabilit de 618 km ce pot fi parcurși în 9 ore și 40 de minute și considerând un consum de 7,5 litri benzină pentru 100 de km la un preț de 7,86 lei pe litru, drumul costă 364 lei. Mărim harta și putem vedea traseul detaliat. O altă variantă de traseu, tot de la Iași la Reșița, este prin Brașov. Se parcurg de data aceasta 700 de kilometri în 10 ore cu un cost al combustibilului de 412 lei, ceva mai mult. Și acest traseu poate fi detaliat. Și apoi nu ne rămâne decât să comparăm cele două variante pe care le-am găsit pentru transportul rutier. Pentru informații despre călătoria cu trenul, consultăm infofer.ro. Alegem data plecării din calendar, stația de plecare și stația de sosire. Se afișează lista cu trenuri cu toate variantele ordonate, în funcție de ora de plecare, cu detalii despre trenurile cu care se va călători, cu o schimbare, cu două schimbări, chiar și cu trei schimbări, am ales varianta cu o singură schimbare. Din ea se pleacă. Cu un interregio de noapte până la Timișoara Nord, apoi continuăm călătoria cu un regio până la Reșița. Pentru fiecare tren sunt detalii despre distanță, operatorul de călătorie, compunerea trenului. Pe butonul vezi prețuri, putem selecta tipul de călător, tipul de vagon în care vom călători. Și astfel calculăm prețul biletului. Pentru un adult de la Iași până la Timișoara este 144,6 lei. Pentru cel de-al doilea tren vom calcula separat. Același traseu și aceleași condiții pentru un elev costă doar 40 de lei. Elevii având reducere pe calea ferată. Cu un clic pe numele trenului aflăm informații cum ar fi. Ce vagoane are în compunere? În ce stații oprește? Aflăm detalii orare, distanța parcursă. Dar putem studia și harta vagonului în care vom călători. Aici avem un vagon cu șetă, cu cabine cu șase paturi și cabine cu patru paturi. Putem vedea cum arată și un vagon de clasa a doua. Vedem în această situație că este tip vagon comun și nu cu cabine și un vagon de clasa întâi. Ne putem întoarce pentru a afla detalii despre trenul de legătură sau pe butonul hartă. Putem observa traseul feroviar de la Iași până la Timișoara doar și observăm că este foarte diferit față de transportul rutier, față de traseul rutier. Vom continua și cu trenul de legătură de la Timișoara la Reșița, căutând aceleași detalii. Am căutat pe site-ul operatorului prețurile biletelor pentru traseul de la Timișoara la Reșița pentru adult și pentru un elev. Am centralizat toate informațiile și acum se pot compara variantele găsite din mai multe puncte de vedere, unele fiind chiar cu caracter subiectiv. Analizați și voi datele din tabel și argumentați decizia finală pentru o călătorie de la Iași la Reșița. Stabiliți un traseu și analizați toate variantele de transport. Luați în calcul și transportul aerian, dacă este cazul, și aveți un aeroport prin apropiere. Mult succes!